acum ceva mai bine de 6 luni de zile, ne aduceam aminte de Holocaust împotriva romilor astăzi, este momentul în care vorbim despre dezlovire. Am citit cu mare atenție cuvântul lui Ogălnician atunci când a fost votată în Parlamentul legea. Și am putut să-mi dau seama de suferințele și de istoria existentă de zi ciumată a comunității rome. Pentru că referitor la acest moment istoric, sunt două chestiuni care ar trebui să fie remarcate. Cel puțin două chestiuni. În primul rând, faptul că au trecut mai bine de 30 de ani până când cu adevărat romii au fost dezromiți. Că legea în sine a despăgubit pe boieri și nu pe cei care au suferit niciunul pe comunitatea romă, că romii au fost la un moment dat în imposibilitatea de a-și continua traiul așa cum și-l doreau, rămânând legați de boieri pentru faptul că nu aveau, bineînțeles, niciun fel de posibilități materiale, statul român, nefăcând această reparație, de-ai desfăcut. Și al doilea lucru care consider că este remarcabil referitor la acest eveniment este faptul că discriminarea care a existat întotdeauna în cei 500 de ani, sau aproape 500 de ani, până la dezvoltare și după aceea, până în zilele noastre, se manifestă și este o realitate a societății noastre. Cred că ziua de astăzi ar trebui să ne dea de gândit, să ne facă să ne oprim câteva clipe vis-a-vis de ce înseamnă discriminare și de modul cum romii din Bacău trebuie să fie tratați de la egal la egal cu toți ceilalți cetățeni. Și cunoaștem cu toții manifestările discriminării în toate formele ei. Faptul că s-a născut cu pielea puțin mai închisă la culoare, că vorbește puțin altfel datorită faptului că limba maternă nu este cea română, ci cea romă, creează în societate, în continuare, din păcate, diferențe. Și nu este normal. În urmare, asta mi-aș dori ca într-un viitor să nu mai vorbim despre discriminare. Să nu mai vorbim despre faptul că avem cetățeni de rangul 1 sau cetățeni de rangul 2. Și bineînțeles că împreună să punem numărul și să clădim. Să clădim orașul nostru, țara noastră. Împreună. Vă mulțumesc. Felicit organizatorii. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul direct și viceprimar. Dar să știți că minoritatea romă chiar are nevoie de sprijin și de ajutorul instituțiilor din Bacău.